Românii colectează cu insistență semnături pentru desfășurarea unui referendum privind aderarea Moldovei la Uniunea Euroasiatică, alții întreprind măsuri pentru a ne apropia de Occident. De acum încolo, pe linia Tighina-Ocnița va circula un tren european, care are toalete moderne, aer condiționat, supraveghere video pe timpul călătoriei și scaune echipate pentru conectarea la energie a telefoanelor mobile și a laptopurilor. Pasagerii vor putea accesa și internetul. Tot în aceste zile au fost lansate 3 rute spre Italia cu bilete low cost. Așa este în Europa, așa poate fi și la noi. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Vectorului European. Din emisiunea de astăzi veți putea afla ce spun oficialii europeni privind perspectivele obținerii unui regim liberalizat de vize, care sunt prioritățile definite de membrii Camerei Americane de Comerț pentru îmbunătățirea climatului investițional în țara noastră, cum vede Chișinău și Berlinul cele două decenii de colaborare moldo-germană și are oare de suferit Olanda din cauza legilor sale libertine privind protecția minorităților sexuale. Republica Moldova este într-o poziție foarte bună de a obține regim liberalizat de vize într-o perioadă rezonabil de scurtă. Această părere a fost sonorizată de comisarul pentru extindere și politică europeană de vecinătate, Ștefan Fiule, care a participat la forumul informal al țărilor parteneriatului estic. Această reuniune în format nou s-a desfășurat în această săptămână la Chișinău. Mai multe detalii în clipele ce urmează. După lansarea în mai 2009 a proiectului european Parteneriatul Estic, reprezentanții celor 6 țări membre, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, cât și oficialii europeni, s-au întrunit în două rânduri, la summitul de la Praga în 2009 și la cel de la Varșovia în 2011. Însă cei de la Bruxelles au venit cu ideea să se întâlnească mai des cu partenerii estici și în acest scop au recurs la un for informal. Așteptările noastre de la acest for sunt înalte, fiindcă este primul de acest gen. Prin acest dialog informal dorim să atribuim un grad sporit de vizibilitate a rezultatelor obținute pentru cetățenii statelor parteneri. Și în cel de-al treilea rând, aș vrea să menționez că alegerea Chișinăului drept gazdă a acestei reuniuni nu este accidentală, Moldova fiind un exemplu pentru ceilalți membri ai acestei inițiative de apropiere reformală și utilizare a beneficiilor oferite de parteneriatul estic. Helga Schmidt, adjunctul secretarului general al Serviciului European pentru Politică Externă, participantă și ea la for, a menționat că această reuniune vine să sublinieze o dată în plus importanța pe care o acordă Uniunea Europeană parteneriatului cu cele 6 state în diverse domenii. Noi suntem foarte ambițioși și ține de lucrurile pe care dorim să le facem împreună. Și aceasta se referă în primul rând la cooperarea și convergența politică, care sunt de interes comun pentru noi. Dialogul nostru politic se bazează în primul rând pe buna guvernare, pe statul de drept, pe societatea în care sunt respectate drepturile omului. În context mai larg, dialogul nostru cuprinde securitatea regională și soluționarea conflictelor. La nivel global, ne axăm pe securitatea internațională. Subiectele prioritare incluse în agenda reuniunii interministeriale vizează evaluarea rezultatelor reformelor întreprinse în statele partenere după summitul de la Varșovia, implementarea foii de parcurs stabilită de Comisia Europeană pentru cele 6 state, identificarea și valorificarea unor noi oportunități de cooperare, precum și consolidarea dialogului pentru perioada de până la următorul summit, preconizat pentru septembrie 2013. Acest format de discuție are un potențial mare și ne va fi util în găsirea soluțiilor comune pentru problemele care stau în fața noastră, în pofida nivelului diferit de ambiții de care dau dovadă țările membre ale programului în relațiile cu Uniunea Europeană. Cât ține de Georgia, reuniunea interministerială de la Chișinău a fost anticipată de un alt eveniment important. La 4 iunie curent, autoritățile georgiene și cele europene au demarat dialogul pentru obținerea unui regim liberalizat de vize. La fel ca și guvernul de la Chișinău, acum mai bine de un an în urmă, cel de la Tbilisi primește un plan de acțiuni, care include obiective ca securizarea documentelor, gestionarea frontierelor, a fluxului de migrație
migrație, mobilitatea și politicile de azil. La fel ca și noi, georgienii vor trebui să-și concentreze atenția pe probleme cum ar fi combaterea corupției și a crimei organizate, protejarea drepturilor omului în general și prevenirea discriminării minorităților în particular. Acest format nou de cooperare în cadrul parteneriatului estic este un semnal pentru noi, un angajament din partea Uniunii Europene. Avem dorința comună de a lărgi cooperarea noastră. Țările parteneriatului estic sunt la fel țări europene, deci vorbim despre relațiile dintre vecini. Dacă Georgia este cu câțiva pași în urma Moldovei la capitolul liberalizării regimului de vize, Ucraina este cu câțiva pași înainte în domeniul acordului de liber schimb. S-ar putea ca Kievul în această toamnă să semneze acest document cu Bruxelles. Desigur, dacă autoritățile ucrainene vor ține cont de sugestiile Bruxelles-ului în cazul Timoshenko. Parteneriatul estic este un cadru în care putem să vedem că și în relațiile noastre cu Uniunea Europeană există multe puncte comune. Cum se știe, într-un viitor apropiat vom semna cu Uniunea Europeană un acord de asociere, ceea ce este foarte important pentru Ucraina. În cadrul discuțiilor la această reuniune am propus să fie organizate și întâlniri sectoriale la care să participe miniștrii și comisarii responsabili de un domeniu sau altul, în funcție de problema discutată. Cred că acest gen de întâlniri va contribui mult la facilitarea cooperării noastre. După partea oficială a reuniunii, toți participanții au venit în fața presii cu declarații. Jurnaliștii, ascultând cu răbdare mesajele până la urmă, i-au adresat comisarului Fule întrebarea de bază. Când vor obține moldovenii dreptul la libera circulație în Europa? Și iar ce a răspuns oficialul european. La acest moment pot să spun doar că sunteți pe o poziție bună, așa că ați putea obține liberalizarea regimului de vize într-o perioadă de timp rezonabil scurtă. Dar totodată acest lucru depinde și de poziția statelor membre ale Uniunii Europene, pe de o parte, și pe de altă parte de abilitatea voastră de a îndeplini lista de așteptări ale acestora în domeniul reformelor. Potrivit deciziei participanților, reuniunile informale în cadrul parteneriatului estic se vor desfășura odată la 6 luni, în capitalele țărilor membre, și acestea nu vor substitui summiturile anuale care au loc odată la 2 ani. Îmbunătățirea climatului de afaceri și investițional este unul dintre capitolele asupra cărora insistă Bruxelles și la care țara noastră mai are multe rezerve. Recent, Camera Americană de Comerț a venit cu o declarație de priorități care, în opinia membrilor ei, ar crea un climat favorabil pentru afaceri și, în rezultat, ar asigura o creștere economică durabilă a Moldovei. Despre ce este vorba, vom afla de la Cristina Hara, președinte al Camerei Americane de Comerț din Republica Moldova, care se află la celălalt capăt al punții noastre virtuale. Doamnă Hara, bună ziua! Știu că acest set de propuneri se conține în 4 blocuri. De fapt, despre ce este vorba? Care sunt direcțiile și domeniile prioritare? Primul domeniu ține de combaterea corupției și crearea unui mediu concurențial echitabil pentru toți jucătorii. Deci pentru toate companiile, pentru toți antreprenorii. Al doilea set, să zic, sau al doilea bloc de priorități ține de dezvoltarea forței de muncă, de reformarea cadrului educațional pentru a atinge acea creștere economică durabilă. Că nu putem vorbi de o creștere economică fără forța de muncă, care este resursul principal, de fapt. Al treilea bloc de priorități, sau al treilea domeniu prioritar, este simplificarea procedurilor care țin de gestionarea zi de zi a afacerilor. Deci vorbim despre scoaterea sau alevierea unor bariere, atât tarifare, netarifare, administrative, cu care sau de care businessul se ciocnește în fiecare zi. Și al patrulea domeniu pe care noi îl considerăm prioritar este promovarea unui dialog continuu între sectorul public și sectorul privat. Atunci când vă referiți la corupție, veniți cu niște exemple concrete din experiența membrilor Camerei de Comerț sau doriți să faceți o abordare complexă?
Deci noi, de fapt, atunci când vorbim despre combaterea corupției și crearea unui mediu concurențial echitabil, semnalăm sau ne referim la trei domenii diferite. Primul fiind reformarea sistemului judiciar, fiindcă deja au devenit legendare, să nu zic, sau cunoscute de toată lumea, cazurile când, știți cum, din păcate, la noi judecata nu este o dreptate în ultimă instanță, cum ar trebui să fie, nu este una imparțială. Deci, mai mulți membri a Camerei Americane au semnalat incertitudini atunci când se ajunge la judecată sau incertitudini, cu toate că cauza le este foarte clară și, să zic, justă de la bun început, din cauza că oponenții pot apela la un trafic de influență, nu mai zic ce alte situații pot interveni, deci nu există nici încrederea și nici certitudinea în justiție ca dreptate în ultimă instanță, ceea ce nu este corect. Și sigur că pe noi, ca reprezentanți a mediului de afaceri, ne interesează mai mult aspectele de protejarea proprietății private, de protecția investițiilor. Sigur că aspectele acestea de ele ne ciocnim mai des. Aplicarea neloială a legilor, economia tenebră, care este impactul acestor fenomene asupra întreprinderilor, asupra business-ului care încearcă să ducă o activitate transparentă? Atunci când un agent economic este bun plătitor de impozite și încearcă absolut la toate capitolele să procedeze după lege, să-și obțină toate licențele și certificatele, să-și angajeze colaboratorii doar oficial, să le plătească salarii, plătind și contribuțiile sociale și pensionare și medicale și așa mai departe. Și dacă în același domeniu există un concurent care nu face aceleași lucruri și care din timp în timp doar știe să plătească, să zic, o plată anumită cărorva organe care să mai închidă ochii, sigur că e vorba de concurență neloială, sigur că e vorba de, deci suferă atât afacerea sau business-ul oficial și cel care e de bună credință și vrea să fie transparent și să-și plătească, să-și onoreze obligațiile, dar suferă totodată și bugetul de stat. Unii cred că corupția nu poate fi combătută la noi, deoarece ea și are rădăcinile adânc implantate în trecutul nostru nu prea îndepărtat și că efectele perioadei de tranziție, care a durat prea mult, a amplificat unele procese. Ce credeți dumneavoastră despre această situație și dacă aveți poate exemple din spațiul ex-sovietic unde s-a reușit totuși diminuarea corupției? Eu cred că avem o problemă în sistem. Eu cred că avem o problemă în mentalitate, dar Moldova, fiind o țară mică, are și anumite plusuri sau speranțe și sunt exemple mondiale sau chiar să zic regionale când dorința politică de a schimba lucrurile a dovedit că acest lucru poate fi făcut, s-a și reușit. Adică eu cred că a devenit deja un exemplu folosit de foarte multă lume, exemplul Georgiei în combaterea corupției, în reformarea sistemului de poliție, în reformarea sistemului judiciar. Eu cred că sunt exemple care ar trebui să le urmăm. Doamnă Carea, această declarație de priorități a instituției pe care o reprezentați a fost făcută publică, dar au ajuns oare la urechile guvernului aceste pledoarii ale dumneavoastră? De fapt, noi mai întâi am adresat și le-am dus la cunoștință nu numai guvernului, dar și, să zic, autorităților de diferit nivel din Moldova, această declarație și acest set de priorități, de fapt, cu o solicitare de dialog. Deci, ce vrem noi să facem? Noi, de fapt, vrem să zicem, noi avem idei, noi avem propuneri, noi suntem gata să muncim în timpul nostru liber, noi avem un anumit bagaj de cunoștințe și de practică de zi de zi,
Noi suntem gata să muncim și să vă sugerăm unele idei de ameliorare, de schimbare, de reformare. Haideți, dumneavoastră, ca autorități, Parlament, Guvern, etc., etc., să punem împreună acele mecanisme lucrative, că este clar că nu se lucrează la conferințe de presă sau declarații. Deci e clar că trebuie să fie stabilite niște echipe, fie ele interramurale, interministeriale și așa mai departe, la care se vor discuta propuneri concrete, domenii concrete, foarte important, termene de realizare, etape de monitorizare, instrumente de apreciere, succes în succes și așa mai departe. Ce vă face să credeți că veți fi auziți? Noi credem și sperăm să fim auziți, că de fapt dacă autoritățile își propun să avanseze rapid pe calea reformelor și dacă noi zicem că atragerea investițiilor străine este prioritară pentru Moldova, păi cei 80 de membri ai AMCEAM-ului știu mai bine sau au sugestii din viață, din viața cotidiană, ce ar trebui să facem. Deci noi vorbim, noi suntem, știți cum, cei care tac și fac, noi nu suntem teoreticieni, noi suntem practici. De asta noi venim cu niște sugestii foarte clare, foarte concrete, ce ar putea fi ca să ameliorăm, ca să facem mai bine. Doamnă Harea, vă mulțumesc pentru acest dialog și îmi exprim speranța că atât Camera Americană de Comerț, dar și întreaga noastră societate va avea sorți de izbândă. Iar noi continuăm emisiunea noastră. În 1992, unul dintre cei mai grei ani pentru tânărul nostru stat, cu Republica Moldova au stabilit relații diplomatice peste 30 de țări. Printre primele state europene care tot atunci au deschis și o reprezentanță diplomatică la Chișinău a fost și Germania. Cum a fost și ce va urma? Despre aceasta, într-un mod sincer, s-a discutat la o masă rotundă organizată de Forum Moldo-German și Fundația Konrad Adenauer, la care a participat și reprezentantul Bundestagului German, Manfred Gründ. Manfred Gründ este deputat în Bundestagul German 3 mandate la rând și pe parcursul acestei perioade a demonstrat atașament constant pentru țara noastră. Moldova este un stat european și este vecina Uniunii Europene. Noi suntem interesați ca Moldova să se dezvolte și să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. Acum nu mai discutăm dacă Moldova poate deveni membra a Uniunii Europene, când o va putea face. Deși reprezentanții Germaniei la masa rotundă au menționat că în cei 20 de ani de colaborare, relațiile dintre cele două state au cunoscut intensitate diferită, Berlinul întotdeauna a susținut Moldova. Fapt confirmat și de ex-ambasadorul Republicii Moldova în Germania, actualul președinte al Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Igor Corman. Aș scoate în evidență câteva lucruri, poate mai importante. În primul rând, cele două rezoluții care au fost adoptate de către Bundestagul German privind Moldova, una în 2004, alta în 2008. Domnul Gründ a fost inițiatorul celei de-a două rezoluții, care avea și un titlu sugestiv, a sprijini Moldova pe calea integrării europene. A fost o rezoluție adoptată de Parlamentul German, de fapt unică în felul ei, nu mai există precedente de acest fel în parlamentele altor țări membre a Uniunii Europene și a fost un semnal puternic de sprijin pentru Republica Moldova. Rezoluția din 2004 a Bundestagului German avea un titlu sugestiv, a sprijini reintegrarea și democratizarea Republicii Moldova. Această susținere la nivel politic în următorii ani a început să se materializeze, Germania implicându-se activ în mai multe domenii, inclusiv în reglementarea conflictului transnistrian. Chiar dacă noi cunoaștem că acest parteneriat estic este inițiat acum mai mult de Polonia și Suedia, dar Germania încă cu ani înainte, încă când deținea președinția în cadrul Uniunii Europene, vorbea despre politică de vecinătate plus. De fapt, acolo s-a născut această idee că trebuie să aibă loc o dezvoltare a politicii de vecinătate, ceea ce cunoaștem noi astăzi, parteneriatul estic. Și în contextul acestei orientări spre Europa de Est, sigur că conflictul transnistrian, unul care este cel mai apropiat de hotarul Uniunii Europene, este unul care este ținut permanent în vizor.
Mai sunt și consilieri în jurul Cancelarului Federal care, de asemenea, cunosc foarte bine situația din regiune și experiența lor dau un imbold sporit, aș spune eu, acestei politici a Germaniei. Manfred Grünt, în alocuțiunea sa, a explicat că europenii, în legătură cu criza prin care trec, dar și pe motiv că după extinderile din 2004 și 2007, Europa are nevoie de o perioadă de reflecție, nu va accepta un al doilea Cipru. Noi nu avem interese geopolitice, ci încercăm în dialog cu Rusia să creăm o arhitectură nouă a securității europene. Și în acest caz, conflictul transnistrian este o probă pentru acest exercițiu, plus că dorim să oferim beneficiile europene pentru oamenii de pe întreg teritoriul țării. Și în acest caz trebuie să fim siguri că peste tot sunt respectate drepturile omului și peste tot sunt funcționale legile. Atât deputatul german Grünt, care mai este și consilier pe probleme de politică externă a cancelarului Merkel, cât și Holger Dix de la Fundația Konrad Adenauer au menționat că Moldova trebuie să se dezvolte ca să devină atractivă pentru toți cetățenii ei. Și în acest context, Germania susține implementarea reformelor în țara noastră, ceea ce ar însemna crearea condițiilor pentru atragerea investițiilor, modernizarea agriculturii, promovarea statului de drept și a societății civile, dar și combaterea corupției. În prezent, Germania este pe locul 5 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova, iar în țara noastră deja funcționează peste 380 de întreprinderi cu capital german. Putem să ne mândrim cu rezultate palpabile, deci avem o companie foarte mare din Germania, din Bayern, se numește compania Drexelmeier, care deja la ziua de azi a creat 2550 de locuri de muncă. Aș spune, după părerea mea, cu niște salarii foarte atractive, deci salariul mediu pe întreprindere ar fi de 5200 lei. Pentru anul ăsta este planificat o extindere a companiei Drexelmeier, unde vor fi ulterior valorificate încă vreo 3 hectare de teren, deci încă o fabrică mare și vor fi create încă 2000 de locuri de muncă. Soldul investițiilor germane constituie 66 de milioane de euro, ceea ce reprezintă mai mult de 7% din totalul investițiilor străine în Republica Moldova. În același timp, oamenii de afaceri din Germania, participând la masa rotundă, aveau să menționeze că volumul acestor investiții ar putea fi mult mai mare dacă în țara noastră ar exista o infrastructură dezvoltată, dacă legile nu ar fi modificate prea des, chiar impozitele nu ar crește în fiecare an, dacă justiția ar fi independentă și nivelul de corupție mult mai mic. Toate acestea sunt obiective pentru următorii ani de colaborare, aniversarea 20-a fiind o virgulă în relațiile bilaterale moldo-germane. Țara unde se vând liber drogurile, iar desfrâul e la el acasă, fiindcă minorităților sexuale le-au fost asigurate prin lege drepturi egale. Așa au declarat opozanții legii antidiscriminare în Moldova despre țări ca Olanda. Să fie așa? Sau unii misează pe faptul că mulți moldoveni nu au posibilitatea să cunoască realitățile de acolo? În ediția de astăzi vom continua călătoriile noastre virtuale prin Europa și vom cunoaște țările de jos, așa cum le-a văzut conaționala noastră, Jeana Le Pinc. Până a pleca în Olanda, am avut doar niște cunoștințe generale despre țară. Mori de vânt, sandale din lemn și lalele. Dar au pe lângă asta și multe școli puternice, universități cu renume mondial. Și când am hotărât să studiez mai aprofundat subiectul migrației, care e foarte actual pentru societatea moldovenească, m-am ales anume școala din Olanda, pentru faptul că era un program internațional în care avem colegi de pe toate continentele lumii, pentru faptul că este o școală liberală în relațiile dintre profesor și student și pentru reputația deosebită care are școala la care studiez eu acum, mai ales că a fuzionat împreună cu Universitatea Națiunilor Unite. Eu studiez la Școala Superioară de Guvernământ din Maastricht, care a fuzionat la moment cu Universitatea Națiunilor Unite, care i-a mai adăugat la palmaresul de care l-are la moment. Jeana Le Pinc, o moldoveancă de la Bălți, a absolvit Universitatea Națiunilor Unite din Maastricht, Olanda. Acolo a studiat politicile migraționiste, concentrându-se în cercetarea sa asupra cazului Republicii Moldova. Tot acolo l-a întâlnit și pe viitorul ei soț, Jimmy. Astfel, Olanda, sau denumirea oficială Țările de Jos, i-a devenit a doua casă.
Olandezii sunt foarte liberali în privința migrației. Cât ține de migranții din Europa Centrală și de Est, sunt bineveniți în țară atâta timp cât au destui bani să se întrețină. În momentul în care ajunge vorba de lucru, care ar putea, în opinia publicului olandez, să aparțină olandezilor și nu muncitorilor mai slab plătiți este europeni, atunci apar anumite contradicții în societatea olandeză. Olanda, ca teritoriu, ocupă locul 134 în lume. Ca populație este pe locul 59, iar ca dezvoltare economică se plasează în lista celor 20 de țări cele mai dezvoltate din lume. Produsul intern brut pe cap de locuitor constituia în 2010 aproape 41.000 de euro, sau de 40 de ori mai mult decât în Moldova. Jana Leping spune că, în pofida condițiilor geografice și climaterice dure, olandezii au știut să-și transforme țara într-o floare. Știți, este un proverb olandez care îmi place foarte mult. Dumnezeu a creat pământul, iar olandezii au creat Olanda. Și o treime de teritoriu eu câștigat-o prin dambe de la mare. Jana ne-a vorbit mult și despre patriotismul și responsabilitatea olandezilor față de țara sa, venind să exemplifice această afirmație cu o legendă frumoasă și sugestivă. Un băiat, un mic copil de 9 ani, mergea la școală într-o zi și a văzut în damba din fața satului sau o mică crăpătură prin care izvorea apă. S-a gândit, pe cât de mic era, s-a gândit că dacă lasă damba și pleacă după ajutor, s-ar putea să crăpe și mai tare. Și atunci a pus degețelul în crăpătură și a stat acolo până a doua zi, până l-au cătat pe el. Cred că olandezii apreciază foarte mult condițiile climaterice, fiindcă sunt unicele pe care le mai au. Au găsit avantaje în, atât și în, la nivelul jos a mării, la sarea țării, cât și în vânturile permanent care suflă în țară, cât și în relieful foarte plat al țării. Au putut să facă o floare din țara lor care poate ar fi desconsiderată de locuitorii unor altor popoare. Sunt foarte muncitori, cel puțin cei pe care eu îi cunosc, și sunt foarte optimiști. Spiritul ăsta de stoicism cred că eu că îi caracterizează. Ar fi multe de povestit despre Olanda și olandezi, dar așa cum sunt mulți curioși să afle ce este cu drogurile și minoritățile sexuale în această țară, nu am ezitat să-i adresăm Janei și aceste întrebări. Știți, merg gay și lesbieni pe străzi, dar eu nu i-aș cunoate de restul publicului. Acolo, din câte am simțit eu, din câte am văzut eu, oamenii își... și țin de treaba lor mică, nu mai intervin în chestiuni globale, atât timp cât se respectă normele legale, nu țin să întrebe și nici să-și demonstreze sexualitatea în public. Cât ține de droguri, Jana ne-a spus că este o percepție greșită că acestea pot fi liber comercializate. Legislația olandeză face o divizare foarte strictă între drogurile puternice și cannabis. Cannabisul poate fi procurat nu mai mult de 5 grame pe zi și strict pentru uz personal. Autoritățile olandeze sunt de părere că prin măsuri de acest gen este redusă comercializarea clandestină a drogurilor puternice și consumul lor de către persoane. Drogurile sunt vândute în locuri specializate, mai ales la momentul dat se restrânge numărul de categorii de persoane care au acces la droguri și la coffee shops, magazinele în care se vând droguri ușoare. Dacă te prind pe stradă cu droguri, ești amendat și amendă usturătoare, cu adevăr, într-adevăr, în decursul la anul în care am studiat în Olanda, nu am fost acostată niciodată pe stradă, nici de o persoană care consumă droguri, nici de o persoană care a consumat alcool. Olandezii, ne-a mai spus Jana, de-a lungul secolelor s-au ocupat cu negoțul, fiind numiți și chinezii din nord. Și asemeni chinezilor, ei au tins să cunoască diverse locuri și să aplice cele mai bune experiențe acumulate de la alte popoare. Și aceasta i-a făcut puternici și dezvoltați. Astăzi Olanda este printre primii 4 lideri în cadrul Uniunii Europene ca și economie și ocupă locul 5 în lume după volumul de investiții făcute peste hotare. Olanda, cred că mulți dintre telespectatorii noștri și-ar dori ca Moldova să fie dezvoltată la nivelul acestei țări nordice.
dar există vreo speranță atâta timp cât unii se uită spre vest și alții ne trag spre est. Aici, timpul rezervat emisiunii noastre s-a epuizat. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm toate bune!